Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În perioada ce marchează trecerea dintre aprilie și mai, observăm o influență astrologică semnificativă. Marte în tranzit se aliniază cu Neptunul. Această conjuncție aduce cu sine un amestec complex de energie, care ne îndeamnă să fim atenți și precauți în acțiunile noastre. În timp ce energia aspectului este puternică și ne poate stimula să fim proactivi și dinamici, există și riscul de a cădea în capcana luării deciziilor nechipzuite sau chiar iraționale. Comunicarea și înțelegerea reciprocă pot fi afectate în această perioadă, iar interpretarea acțiunilor celor din jur poate fi dificilă. Este important să fim conștienți de aceste provocări și să ne acordăm o atenție sporită atunci când navigăm prin interacțiunile noastre sociale și profesionale. Pentru cei născuți sub semnul berbecului, această conjuncție poate aduce o distragere neobișnuită și poate genera conflicte sau iritații în relațiile interpersonale. Lei pot fi criticați sau judecați pentru acțiunile lor de către cei apropiați, iar peștii și săgetătorii ar putea fi tentați să se impună într-un mod nepotrivit sau să devină pretențioși în manifestările lor. Sfera afacerilor nu este nici ea imună la influența acestei conjuncții. Procesele de management pot întâmpina dificultăți, iar tranzacțiile financiare și activitățile curente ar putea fi afectate în mod negativ. Este important să fim precauți și să evaluăm cu atenție fiecare decizie și acțiune în această perioadă. De asemenea, este recomandat să fim prudenți atunci când lucrăm cu apă sau cu substanțe medicamentoase sau narcotice, deoarece riscul de accidente sau greșeli este crescut. Pe măsură ce intrăm în luna mai, Venus și Pluto se găsesc într-o configurație tensionată, semnalând un moment delicat în sfera relațiilor interpersonale. Această conjuncție poate aduce la suprafață emoții puternice și conflicte neașteptate între parteneri. Gelozia, neînțelegerile și tensiunile vor fi din ce în ce mai evidente pentru mulți nativi ai zodiacului. Pentru balanțe și tauri, această conjuncție ar putea aduce sentimente de tristețe sau descurajare în relațiile lor. Soluțiile propuse pentru rezolvarea conflictelor pot părea neadecvate sau insuficiente, ceea ce ar putea duce la frustrare și dezamăgire. Pe de altă parte, peștii ar putea să se confrunte cu dificultăți în relațiile lor interpersonale, punând în pericol conexiunile cu colegii sau angajații. Scorpionii și berbecii, în schimb, ar putea deveni mai impulsivi sau mai ușor dornici să-și exprime atracția, ceea ce ar putea stârni sentimente de gelozie sau insecuritate la partenerilor. Lei ar putea fi implicați în certuri sau conflicte prelungite cu prietenii sau cu cei din mediul lor social. În același timp, capricornii, fecioarele și gemenii ar putea resimți suferința emoțională și pierderea în dragoste, iar racii și vărsătorii ar putea fi expuși la riscul de pierderi materiale sau financiare. În ceea ce privește sănătatea, atenția trebuie acordată problemelor renale și alimentației sănătoase. Ajustarea dietei către opțiuni mai echilibrate și nutritive poate fi benefică în această perioadă, ajutând la menținerea echilibrului și a bunăstării generale. Este important să fim conștienți de aceste influențe astrologice și să ne gestionăm relațiile și sănătatea cu grijă și atenție. Săptămâna se încheie sub semnul unei armonii astrologice binevenite între Marte și Pluto, care aduce cu sine o revigorare a energiei și un sentiment de optimism proaspăt. Această conjuncție are puterea de a risipi norii emoțional și de a ne umple inimile cu speranță și încredere în viitor. Pentru scorpion și berbeci, această conjuncție aduce o senzație de a fi pe creasta unui val, cu oportunități noi care se ivesc și o stare generală de bine și vitalitate. Săgetătorii, Leii și Capricornii vor găsi că pot îmbunătăți performanțele lor în domeniul sportului sau al activităților fizice, beneficiind de un impuls suplimentar de energie și determinare. Taurii sunt încurajați să înfrunte lenea și să se dedice complet îndeplinirii sarcinilor lungi pe care le-au amânat. Gemenii, balanțele și vărsătorii vor avea ocazia să investească în sănătatea lor,
fie prin adoptarea unui stil de viață mai sănătos, fie prin explorarea unor practici de wellness și îngrijire personală. Fecioarele vor găsi că pot atinge obiective importante în domeniile științifice sau sociale, datorită clarității mentale și concentrării sporite pe care le oferă acest aspect astral. În orice scenariu, cei care se vor bucura cel mai mult de această energie pozitivă vor fi cei care abordează schimbările cu curaj și încredere, care sunt deschiși să-și asume riscuri și responsabilități suplimentare și care îmbrățișează necunoscutul ca pe oportunitate de creștere și evoluție personală. Este un moment favorabil pentru a profita de fiecare oportunitate și pentru a merge înainte cu încredere și determinare. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!